Bună dimineața, dragii mei, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi, ce credeți că facem? Mergem la unghiuțe. Mergem și le facem unghiuțele. Robert aici cu mine mă duce la unghiuțe. Îl am și pe Dodo, că el n-avea cum să rămână singur, sub nicio formă. Revenim de la unghii, că nu mai pot să respir. Și ce credeți, dragii mei, pentru că v-am spus că o să vin să-mi fac unghiile, a fost așa o mică păcăleală, pentru că Robert nu m-ar fi lăsat în veci să-mi fac buzele, cred. Nu știu, nu-i plac lui chestiile astea. Și am preferat să-i spun că merg să-mi fac unghiile și m-a întrebat unde mă duce și știam că clinica domnului Victor arată așa și nu are cum să-și dea seama. Și am spus să mă duc să-mi fac unghiile la o fată nouă, pentru că el oricum o știa doar pe Rusi și doar pe Maria. Și am spus că este o fată nouă și vreau să încerc și vreau să-mi fac unghiile. Acum am ajuns la clinică la domnul Victor. Sunt și eu curioasă ce o să iasă. O să-mi fac buzele. Nu vă gândiți că o să-mi fac ceva foarte vulgar, o să fie ceva foarte, foarte natural, cât să ridic colțurile, pentru că știți foarte bine că înainte să am fațete am avut dinții foarte, foarte mici, din aia de pirania mai exact, și mi s-au lăsat colțurile și aș vrea să le previn din timp, să le ridic, deci nu o să fie ceva foarte vulgar și sunt curioasă dacă Robert o să-și dea seama de procedura pe care o să o realizez astăzi. Așa că voi stați aici cu mine, pentru că o să trebuiască să mergem imediat înăuntru să vorbim cu domnul doctor, să vedem ce reușim să scoatem din buzele astea ale mele super fițichi. Așa că să-mi iau cafeaua, pentru că am reușit să-mi beau și cafeluța aici la clinică. Sunt foarte drăguți cu toții. Nu știu, m-am simțit extrem de bine. Am mai fost la clinici cu diferite prietene să-și pună buze și să-și mai facă alte chestii pe la fățucă, dar la această clinică, sinceră să fiu, m-am simțit largul meu, m-am simțit foarte bine, am discutat cu toată lumea, este o clinică foarte mișto, bineînțeles că eu am și intrat înainte de am vorbit și acum am ieșit să continui vlogul, să vorbesc un pic cu voi și acum o să intrăm înapoi să vedem ce facem. Așa că rămâneți cu noi. Buze înainte. Vedeți? Aici și aici. Foarte puțin o să fie, nu o să fie nimic extravagant. Și am ajuns aici la clinică la domnul Victor. Salutare tuturor! Care e camera? Unde e camera? Acolo e camera, acolo e camera. Salutare tuturor! Și bine, mie, mă uit în partea noastră. Ne punem masca să nu împărțim cu viși. Da, corect. Am uitat de mască. Bine ai venit pe la noi! Bine te-am găsit! Acum și care faza că trebuie să-ți dai masca jos ca să văd și eu cum ai tu buzițele! Haideți să vă mărturisesc ceva. Când am văzut-o prima oară, am zis, tu ai avut sau ai acid hialuronic în buze? Nu are. Nu are acid hialuronic în buze. Îmi spus și cineva care, uitați, vedeți, vă confirmă că nu am avut și până acum chiar nu am îndrăznit. Dar pot spune că are una dintre cele mai frumoase buze pe care le-am văzut vreodată. Chiar are buze foarte frumoase, are formă naturală, așa că vom merge, adică are formă naturală foarte frumoasă, așa că vom merge pe un design mai... Mai cum îți dorești tu? Natural. Mai natural. Mai natural. Bine, evident, se va vedea ceva. Dacă facem design natural, da, înseamnă că vor fi niște chestii da, de alea. Vor fi foarte frumoase. Dar mi-ai spus tu ceva înainte, că îți dorești un pic colțulețe da. Ridicate. Și când zâmbesc, vezi? Aici. Am văzut că mi-ai spus după ce ți-ai pus fațete. Da. Da. Nu s-au mai ridicat de când mi-am pus fațetele, doar că încă m-am... Și că... Plâng. Las că faci anime mai happy, așa, mai... Nu, să zâmbesc frumoasă. Și când stau serioasă, știi? Mm-hmm. Da, ridicăm colțulețele, o să fie mișto. Eu am mișto un pic din cadru ca să mă uit un pic la buze, să le văd și eu. Sunt foarte frumoase. Așa o să facem. Vom face anestezie injectabilă. Ai mai făcut vreodată? Nu. M-am pus fațete. Aia e anestezia. Așa vom face pentru că astfel este o procedură nedureroasă. Asta cred, nu, dar și eu pe TikTok-ul meu, multă lume mă întreabă că doare, doare, doare. Nu doare. Dacă faci anestezie injectabilă, nu doare absolut nimic. Da. Așa că vom face și noi. Cremă știu că și-a pus o prietenă de-a mea, Doamne, și-a avut o durere. Și dacă mă doare, nebunesc, mor, eu sunt fricoasă. Nu sunt fricoasă. Toată lumea știe că eu sunt fricoasă. Vai de mine, dar știi cum sunt? Dar le spun pacientelor, că mai ales la pacientele care îmi spun că sunt foarte fricoase, le zic... Tu ești fricoasă? Stai să spun eu ce pățesc eu. Noi ne facem periodic analize medicale. Măi, și când mă duc acolo, mă duc numai militar la un Sinevo, m-a făcut de rahat.
pot să zic, nu? Da. M-am făcut acolo de la hat, numai acolo mă duc, mă știu fetele alea. Mă, când întind mâna, nu te doare, practic, e înțepătură. Mă, dacă simt că ai acolo la mine, începe să-mi amorțească mâna din mâna. Dar mai cumpădacule și... Mai cumpădacule, gata. Partea bună, știi care e? Știi care e avantajul tău? Că eu, fiind un mega fricos, o să te tratez cum mi-ar plăcea mie să fiu tratat. Ca pe fricoși. Ai încredere că o să fie frumos. Cristinico, e bine ai venit! Bună! Așa că o să ne apucăm de treabă. Da, hai. Bun. Ne vedem mai încolo. Bine, nu? Pe aici. Da. Pa! Simți ceva? Ce-a durut? Uite-mă. Și am terminat, vreau să vă spun că nu m-a durut absolut deloc. Anestezie injectabilă, de-aia nu doare. Țin să vă spun ceva, pentru ăștia, mai sunt băieți pe acolo în general sau fete care zic, mă, ce buze mari ți-ai făcut și astea. Mare atenție, ceea ce vedeți acum sunt niște buze mult mai umflate decât vor fi peste câteva zile. De ce? Pentru că este acel edem traumatic în urma injectării. Buzele sunt mult mai umflate, plus care și anestezie injectabilă, sunt foarte umflate buzele. Deci se vor mai naturaliza. Deci ce frumoase sunt. Da, îmi plac foarte mult, să știi că par super naturali. Ce nu mi-am injectat. Așa, fii atent. Hai să zic, deci ce e de făcut după? Neapărat să bem multă apă. După procedura de volumizare a buzelor, ideal este să bem apă. De ce? Și nu doar imediat după. Tot timpul să ne obișnuim să bem multă apă, pentru că, în primul și în primul rând, cu cât bem mai multă apă, cu atât acidul ține mai mult timp. De ce ai rezultatul ăsta mai mult timp? Și ne ajută și la tenetele. Nu-l masăm, pentru că e un acid foarte bun, care se aranjează singur, ți l-am masat eu. Și în rest, n-ai. Dacă ai putea să nu te duci la solar, poți. Da, nu, că nu mă duc. Da. Și după aia când te duci la solar, mare atenție, poți să iei de la orice farmacie, sunt niște alea de factor 50, ții niște dare și te dai pe buză, mare grijă să depășești. Afectează solarul, nu? Da. Și acidul hialuronic și colagenul, deci nu face foarte mult bine. Da, deci nu mă duc la solar și beau multă apă, am înțeles. Și nu le masez pentru că acidul este foarte bun. Super! Mersi mult! Atât. Cu mare drag, să le porți cu plăcere! Gata, dragii mei, am terminat și de la clinică. Acum mergem acasă, să nu vă speriați de buzele mele, încă sunt inflamate. Ați văzut, da. Nu o să rămân așa. Chiar mi se pare că am exagerat, am pus fix cât trebuie, fix în contur, fix cât să-mi fac buza de sus, că era un pic cam strângă. Și acum mergem acasă să... Îi vedem reacția lui Robert, pentru că asta e cel mai important. Deja parcă îl și văd. Ești proastă. Ești proastă. Și ne vedem în 5 minute, maxim 10. Că mai am până ajung puțin, nu foarte mult, dar e foarte aglomerat în București și este normal să fac 5 ore până acasă. Am ajuns acasă și l-am sunat pe Robert pentru că mi-a închis poarta și am rămas pe afară. Ce fițic e. Și acum trebuie să stau să-l aștept pe el să vină și când o să mă vadă cu buzele, mamă, șoc, șoc și groază. Mă pomnește râsul. Te vrei să zici, mamă, mare, ce buze ai? Pe mă, iubire! Dacă ne observăm, o să rănici, deci tu sigură? Observ? Nu mai faci sură, că nu le mai vezi frumoase, uite ce buze. Dă-și tipul. Pleacă, te jur, pleacă cu asta de aici. Pleacă de aici, pleacă de aici. Ai, bă, deci eu am zis că filmează cu aia, dar asta și se uita în telefon, adică... Ce părere ai de buzele mele frumoase? Bă, pleacă de aici. Nu mai exagera, chiar sunt foarte frumoase. Mulțumește domnului doctor Victor Topolog pentru... Ne vedem noi.
De ce nu mai există să ce poze frumoase mi-a făcut. Acum sunt amorțită, iubire, de aia se duc în stânga și în dreapta, dar chiar sunt foarte frumoase. Așa se ducă până mâine. Zic că nu sunt frumoase, pe bune. Bă, n-auzi, mă? Nu. De ce nu mai iese o șerbență dreaptă? Nu, da. Că am nevoie, Veri, n-am nevoie. E mai bună decât aia, că... Ia spune, Dodo, ție îți place ce buțe și-a făcut cu mami? Zic că nu sunt frumoase, zi tu, că tati exagerează, nu? Sunt foarte frumoase, s-a supărat tati pe noi. Lasă că-i treci. Ai înțeles? Trece lui tati. Trece... Nu se mai zică nimic. Da, Dodo, da, mami. Bine, Robert, să știți că nu s-a supărat chiar așa tare. Glumește, chiar glumește. Pentru că nu sunt foarte mari, mi-a spus mie după că îi plac. Da, vrea el să facă pădurul. Îmi plac și mie foarte mult cum au ieșit. Sunt super, super mișto, super naturale. Și mulțumesc domnului doctor Victor Topolog pentru ceea ce a făcut, mai ales pentru conturul ăsta mișto pe care eu chiar mi-l doream din tot sufletul meu. Și acum să o sun pe prietena mea și când să-i arăt că mi-am pus și eu buze în sfârșit, pentru că îmi zicea că niciodată nu o să am curaj. Am avut curaj și îmi și plac și îmi stă și bine. Și acum nu vă gândiți că o să-mi injectez în fiecare lună și că o să fiu o disperată după acid și că nu știu ce. Nu, mi-am făcut pentru că trebuia să-mi rezolv o problemă. Chiar aveam nevoie în colțuri. Sincer, mie mi se pare că sunt foarte naturale și cred că îmi stă și bine. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi și pe această dată. Vă super pupicesc și rămâneți pe canalul nostru și nu uitați să vă abonați. Și de data asta, vă pup!